Să fiu eu pedepsit pentru tot ce s-a făcut în România în ultimii 50 de ani, în timp ce vinovații principali, care sunt în viață, se mișcă în libertate, rod de ani de zile pensii grase, iar alții fac judecata perioadei comuniste, cum procedează Brucan, unul dintre stâlpii indoctrinării comuniste, ca redactor șef a Jungla Scânteia, în anii când mii și zeci de mii de oameni se găseau în temnițe, închiși, ori pe șantierele nenorocite ale canalului, ambasador în SUA, de unde s-a întors și împreună cu soția sa, care și-a păstrat numele de Sidorovici, au scris o carte, America văzută de aproape. O carte de demascare a societății nord-americane, îmi amintesc cum pervertea simbolul Statuii Libertății. De ce nu se scoate acum a doua ediție a acestei cărți de ponegrire a SUA, a capitalismului în stadiul său cel mai înalt și ultim, imperialism? În 1951, Brucan avea cu puțin peste 30 de ani și în calitate de șef de catedră la socialism științific, la Institutul de Construcții, ne-a ținut lecția introductivă în aula de drept, o lecție plină de osanale la adresa URSS a lui Stalin cu abordări primitive. Brucan spunea că aceia care se îndoiesc de puritatea materiei să fie loviți cu capul de zid pentru a se convinge de rolul materiei. Când a apărut scrisoarea celor șase, Pârvulescu, Apostol, Mănescu, Brucan, Răceanu și Bârlădeanu, Nicolae Ceaușescu mi-a reproșat că intervenisem pentru plecarea lui Brucan în SUA. Într-adevăr, la rugămintea lui Brucan, am obținut aprobarea lui Nicolae Ceaușescu ca el să meargă la niște congrese în SUA. Aveam acasă o scrisoare a lui Brucan după întoarcerea din SUA. Scrisoarea mi-a luat-o Horia Alexandrescu împreună cu stenograma discuției despre 23 august la care participase și Walter Roman. Nu i-am cerut recunoștință, dar, pe când eram încarcerat, Brucan a publicat în Adevărul un articol în care vorbea despre activitatea sa anticeaușistă, dusă împreună cu Ion Ioniță, în care spunea că eu i-am dezamăgit, deoarece n-am vrut să le dau programul vizitelor lui Ceaușescu în străinătate, pentru a putea organiza lovitura de stat. Minciună! În plus, programul vizitelor lui Ceaușescu era un secret a la Poli Chanel. Era cunoscut de multă lume. Delegații economice mergeau înainte pentru a pregăti vizita.